toți ne dorim bani, iar cel ce zice că nu, probabil te minte sau se minte. Să vrei bani e un lucru ok, atâta timp cât motivele din spate acestei dorințe se leagă de oarecare formă de empatie. Dacă cineva te întreabă de ce îți dorești să te îmbogățești, răspunsul tău ar trebui să sune cam așa. Fiindcă vreau să am grijă de părinții mei la bătrânețe, să le ofer copiilor mei șansa unei educații bune, să donez anumite sume de bani pentru copiii neajutorați și așa mai departe. Observă cum toate aceste dorințe nu au legătură cu tine, ci cu alții. Te gândești și vrei să ajuți pe alții. În momentul în care îți îndrepți dorința către tine, atunci intervine declinul. Când spui că vrei să faci bani ca să-ți cumperi un BMW nou sau vrei un ceas de 5.000 de euro sau vrei să arunci 10.000 de euro la ruletă, când focusul e îndreptat către sine, banii nu sunt buni. Ce vreau să mai adaug e că pentru a face lucrurile pe care vrem să le facem, nu avem nevoie de atât de mulți bani pe cât am crede. De aceea, încearcă să nu devii un clovn pentru ei. Dacă pe tine te atrage tâmplăria, nu te face medic, fiindcă banii oricum o să vină, indiferent în ce domeniu activezi, atâta timp cât ești cel mai bun. Micul meșteșug pe care l-ai învățat, iubește-l și bazează-te pe el. Fraza, ce tocmai am precizat-o, face parte din filozofia stoică și e una din învățăturile lor de bază. Și eu, acum, aleg să fac ceea ce îmi place, adică să lucrez la proiectul We Love Books, cu totul că las pe masă oportunități mari de a face bani. De aceea, vă repet mereu că e important și modul cum faceți banii, nu doar să-i faceți. Dacă tot am deschis capitolul bani, hai să vedem ce mai spun stoicii despre ei. Petreceți restul vieții ca un om care a încredințat cu tot sufletul divinității toate bunurile sale și care nu se face nici tiranul, nici sclavul altui om. Trebuie să înțelegi că valoarea ta ca om nu e dată de banii pe care îi ai sau mașinile pe care le conduci sau hainele pe care le îmbraci. De aceea, mai important decât orice, este să-ți modelezi un caracter frumos. Dacă cineva îți ia averea, rămâi al nimănui, dacă pe lângă asta nu posedezi și suflet. Sufletul nu ți-l poate lua nimeni, însă bunurile lumești, da. De aceea, când cineva mă întreabă în ce să investească, răspunsul e doar unul singur, în tine. Cărți, seminarii, cursuri, de asta ai nevoie până să ajungi să nu mai pui această întrebare. Un investitor adevărat nu întreabă niciodată pe nimeni în ce ar putea să investească, deci acum știi unde ar trebui să-ți investești banii. Singurul meu scop cu aceste clipuri e să încerc să te fac să-ți deschizi ochii și să înveți să te bucuri de viață. Hai să facem un exercițiu de imaginație. Dacă divinitatea ta ți-ar spune că mai ai de trăit până poimine, câte lucruri și la ce intensitate le-ai trăit mâine? Așa să înveți să nu mai faci niciodată deosebire între a muri după mai mulți ani sau a muri mâine. Ziua de mâine nu ți-e garantată, iar noi tindem să o luăm de bun. Probabil nici nu ți-a trecut prin minte până acum că ai putea să nu mai existi mâine. Când te gândești la moarte, îți vine în minte o variantă de-a ta la 70, poate 80 de ani și cu asta basta. Dar asta nu decizi tu, deci de acum încearcă să pui mai mare preț pe prezent și încearcă să profiți la maxim de fiecare respirație, fiindcă nu știi niciodată când poate să fie ultima. Este extrem de nobil să spui când treci prin clipe grele, cât sunt de fericit, fiindcă întâmplându-mi se un astfel de lucru, îmi duc viața fără a fi abătut, fără a fi frământat de prezent și fără a fi îngrozit de viitor. E o fericire mare să suporți cu noblețe această situație. Această lecție rezonează cu mine la un nivel mai profund decât ți-ai putea imagina. Nu sunt mândru de acțiunile și comportamentul meu din perioadele grele din viața mea. Nu am reușit tot timpul să rămân senin și de multe ori acestea m-au răpus. În acele clipe nu te poți bucura de nimeni și nimic, însă hai să spun ceva. Dacă nu ești fericit atunci când n-ai bani, fii sigur că nu o să o faci nici atunci când îi vei avea. Probabil că o să spui că asta e o prostie și la fel credeam și eu, până când am trăit-o pe propria piele. În momentul în care reușesc să-mi fac noi prieteni, încerc să-i aduc cât mai aproape. Ținta mea nu sunt neapărat cei ce au mai mulți bani, ci mai degrabă cei ce abundă de pozitivitate și carismă. O să rămâi uimit de câți oameni cu bani am dat și sunt extrem de banali și goi pe dinăuntru. Așa că dacă acum treci prin perioade dificile, încearcă să-ți construiești corect caracterul și să-ți menții sufletul curat. Acestea o să rămână singurul etalon real al succesului tău în viitor. Există o expresie interesantă legată de cei apropiați. Suntem produsul al celor 5 cele mai apropiate persoane din viața noastră. Dacă încă n-ai succes, uită-te în jur și o să-ți dai seama singur de ce n-ai reușit să faci până acum ce ți-ai propus.
E ok, te înțeleg. E greu în ziua de azi să găsești oameni de calitate și sunt multe lucruri pe care poți să le faci pentru a-i atrage în viața ta. Însă acum eu vreau să-ți spun ce să faci ca să nu mai adaugi alții nepotriviți. Mijlocul cel mai bun pentru a te apăra sau a nu mai atrage oameni cu energii negative sau persoane care îți fac rău este să nu le semeni. Doar în momentul în care te schimbi în bine, inevitabil vei atrage și persoane potrivite în viața ta. Nu uita să dai like și să te abonezi. Cartea o găsești în descriere, iar noi ne revedem pe welovebooks.ro.